Ești mai frumoasă cu știință. Eu de ce am ales? Știi tu, ar putea să fie mai controlat. Să-și cer iertare la tașul meu. Te rog frumos să-și ceri scuze la fete. Mă deranjează în această relație comportamentul lui. I-am atras atenția astăzi. Dacă nu trebuia să fi plecat de pe canapea. Să revină din nou pe aceeași canapea. M-aș bucura mult. Pentru că tu, când ai fost în clipele tale grele, fetele au fost alături de tine. Eu au fost și o să fie cel puțin asta, cred. Poate le-a jignit și el, și persoanele respective l-au jignit pe el. Și ce să spun, Cristi a zis că dacă când ai venit de la Mireasă, ar vrea să te ia cu el, că îți oferă. Îți pune lumea la picioare. De Madalina, ne place de ea. E fată. Vrea să joace la nuntă, găina. Mami, ai plecat-o de la Vocalize, de la Craiova, și ai dat-o peste ele. Adică ai plecat de la... Hei, știi că asta e... Nu știu, dar am rămas așa foarte, foarte mirată. A surprins plăcut, pentru că și-a găsit și ea pe cineva. Să aibă grijă de Mădălina, că e păcat. Văd că îl iubește foarte mult. Vă doriți să vă fie ginere? Da, mi-ar place, pentru că mi-e simpatic, are ceva calități bune. Dacă aici trebuie să-mi duci materiale. E asta e. Noi trebuie să iau primul, eu Ionela și Elena. Sper că relația lor să depindă de ea, în primul rând. O să le demonstrez că totul va fi bine. Țin la fata lor foarte mult și vreau să o respect și să-i fac numai lucruri frumoase, să nu o fac să plângă, să nu fie trist. Cătălin e un tip foarte vocal și sper să fie bine. Sper să-l văd în final.